Salutare, dragi prieteni ai grădinii exotice! Astăzi vom testa legumele și fructele din grădină pentru a vedea cantitatea de nitrați. Dar mai întâi să stabilim de ce facem acest lucru. Nitrații sunt săruri ale acidului azotic. Acestea, în mod natural, sunt necesare plantelor pentru a se dezvolta și pentru a fructifica. Nitrații au 3 molecule de oxigen. Nitrații, dacă sunt în cantități prea mari în sol, sunt încorporați și stocați în plantă și fruct, iar ce nu se folosește în timpul formării proteinelor vegetale, rămân în fructele și legumele pe care le consumăm. În acest caz, se va transfera în corpul nostru sub formă de compuși chimici și sintetizați în nitriți. Nitriții sunt cei dăunători și foarte periculoși organismului uman. Nitriții au 2 molecule de oxigen. Ajunși în organism, o parte din nitrați sunt eliminați, iar altă parte, în urma interacțiunii cu microflora intestinală, formează compuși chimici dăunători numiți nitriți. Potrivit datelor Organizației Mondiale a Sănătății, limita admisă a nitraților pe zi este de 3,7 mg la 1 kg al masei corporale. Primăvara, această cantitate crește la 5 mg. Cantitatea de nitriți admisă este de 0,2 grame pe masă corporală. Impactul compușilor chimici depozitați în organismul nostru sub formă de nitrați este dezastruos. Aceștia formează nitrozamine, substanțe extrem de cancerigene, care stimulează formarea celulelor canceroase și le alimentează în dezvoltare rapidă. Tot formarea de nitrozamine scade imunitatea, dezechilibrează sistemul nervos, reduc asimilarea vitaminelor, provoacă tulburări ale sistemului digestiv, cardiovascular și respirator. Toate fructele și legumele conțin nitrați în mod natural. Cantitățile în mod natural sunt admise și nu ne pot face rău, fiind sintetizate în organism. Problema apare atunci când în sol sunt administrate îngrășăminte chimice în mod abuziv sau repetat ani de zile. Când se administrează chimicale precum pesticidele, fungicidele, stimulenți de creștere sau alte produse chimice, această rată de înglobare a nitraților în plante devine foarte mare, care repercursiune se transferă în corpul nostru, iar corpul nostru, neputând sintetiza, se transformă în nitriți. De cele mai multe ori, când alegem să mâncăm fructe și legume, pentru că sunt mai sănătoase, efectul este de fapt invers, impactul asupra corpului fiind negativ. De aceea trebuie să încercăm cultivarea ecologică, iar dacă nu se poate în sistem ecologic, măcar să controlăm cantitățile de îngrășământ și stimulent aplicate în perioada de vegetație sau înainte de perioada de vegetație, să folosim cantitățile indicate de producători atunci când aplicăm pesticide, fungicide sau alte produse chimice. De cantitățile mari de substanțe chimice în legume și fructe ne putem da seama și după criterii simple, cum ar fi fructele și legumele, sunt mai mari decât ar trebui să fie, foarte uniform crescute și simetric, nu au gust și miros. Acest lucru se datorează faptului că sunt distruși flavonoizii și vitaminele, în urma aplicării de chimicale în mod excesiv, cum am vorbit mai devreme. În vederea testării am achiziționat un aparat de măsură a cantității de nitrați din apă, fructe și legume. Vom folosi acest aparat ca test în grădină, însă scopul lui este să testăm legumele și fructele cumpărate din alte surse. Din grădina noastră nu putem asigura 100% din cantitățile necesare de fructe și legume, așa că vom testa surse alternative, să fim siguri că nu se face abuz de îngrășăminte și pesticide. Vom merge și în market pentru a cumpăra mai multe fructe și legume de la diversi producători și importatori. Sunt mai multe aparate de testare în comerț, nu vreau să fac reclamă aici niciunuia. Voi încerca să nu spun numele pe cât posibil și nici producătorul de la care l-am cumpărat. Acest aparat este achiziționat din China, după site-ul oficial, care îl comercializează și în Europa. Din păcate, nu îndrum pe nimeni să cumpere din China, pentru că vor fi taxe adiționale, inclusiv TVA-ul. Din câte am citit în alte surse, are o acuratețe destul de mare. Costul lui a fost aproximativ de 100 de euro, cu tot cu taxele aferente plătite în România. Vom merge și în grădină pentru a face teste pe legume și fructe, după care vom testa pe produse din supermarket. Toate cele bune vă doresc, prieteni, și nu uitați că sănătatea voastră este mai importantă decât orice. Până data viitoare să ne reauzim cu bine și nu uitați că se poate și bio.